un incendiu a izbucnit la o locuință din orașul Costești, pe strada Zorile. La fața locului au intervenit pompierii cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. La sosirea salvatorilor, flăcările se manifestau la nivelul acoperișului pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și o anexă care se afla lipită de locuință pe o suprafață de 40 de metri pătrați. Paramedicii SMURD au acordat îngrijiri medicale proprietarei locuinței, o bătrână în vârstă de 80 de ani care a suferit un atac de panică. Cauza probabilă de izbucnire a acestui incendiu a fost reprezentată de posibile scăpări de gaze combustibile.